În acest număr continuăm montajul ale acestei piese mari. Deci vom monta partea cealaltă. Începem cu acest balansar mic, nu știu dacă se vede, dar aici avem o gaură mică, în partea cealaltă gaură mai mare. Folosim amortizorul, îl fixăm și cu un șurub GM vom fixa aceste piese. Cred că se vede. În continuare luăm balansoarul, îl vom trece în zona aceasta și vom folosi două șuruburi EM aici și aici. Acum vine partea interesantă. Începem să lucrăm la partea aceasta a punții. În primul și în primul rând luăm piesa aceasta mică, dacă mă țineți minte, folosim un șurub EP, un șurub extrem de mic, acesta este tamponul. Și vom fixa piesa aceasta, haideți să vedem, din de jos în sus, va trebui să îl învârtim până își găsește poziția. Când avem poziția prinsă, vom încerca să adăugăm, încercăm pentru că avem o rată aici, încercăm să adăugăm șurubul acesta minuscul, EP. Și îl strângem acum. În continuare, vom lucra să prindem piesa aceasta. Folosim șuruburi EM. Nu știu dacă se vede. Aici piesa asta nu se poate monta în orice direcție, fiindcă aici se vede decupajul pentru capul înnecat al șuruburilor. Așa că eu iau cealaltă rată ca să... Bun, deci prindem piesa aceasta, care am spus că nu se poate monta în orice direcție. Folosim șuruburi EM. Perfect, mergem mai departe și vom monta acest balansoar cu șuruburi DM în aceste găuri din lateral. Am să dau jos rata, fiindcă nu avem nevoie de ea. Și vom căuta șuruburi DM. Îmi prinde balansoarul pe punte. Sau cel puțin încercăm. Haideți să vedem. Avem nevoie de arcul nostru magic. Vom fixa arcul. Și vom încerca să îl fixăm și în partea cealaltă și să introducem piesa aceasta în gaură. Exact așa. Și folosim un șurub FM. Prinsă suspensia. Dacă mă uit puțin, mai avem un mic gap, așa că strâng suspensia și mai strâng puțin de șurub. Jos la maxim. Montăm acest căpăcel. Atenție să montăm piesa asta în interior. Deci piesa asta în mijloc. Și
Vom monta acesta cu un șurub CM. Tu destul de lung. Ok, haideți să vedem din care parte. Șurubul acesta vine din partea aceasta, se vede se vede gaura făcută pentru capul șurubului. Așa că haideți să fixăm și pe acesta. Ok, avem suspensia cât de cât montată. Punem deoparte și vom începe să asamblăm discul nostru. Avem piesa aceasta. Vom pune etrierul de frână. Cred că etrierul. Nu, avem acesta. Da, vom pune etrierul în zona aceasta. Folosim șurubul DP. Adăugăm acum piesa aceasta micuță. Tot șurubul DP. Adăugăm etrierul, acesta, pistonașul, acesta se fixează într-o singură direcție, tot șurub DP. Ok, e strâns, luăm furtunul. Vom adăuga acum discul de frână, să nu uităm de el. Vedeți orientarea, deci, cu partea aceasta în jos. Și vom încerca să prindem piesa aceasta. Acesta vine din spate. Etrierul îl ținem spre dreapta. Ok. Și montăm această piesă acest suport în zona aceasta. Folosim tot șuruburi de pe. Iar acum vom monta tot acest ansamblu pe mașina noastră. Acesta vine cu discul orientat spre noi, nu știu dacă se vede ok, și vom prinde cu șuruburi DM. Ok, deci un șurub prins în zona aceasta și acum un șurub prins jos. Iar ca ultim pas, avem de prins, nu știu dacă țineți minte, aici avem acest mic ghid. Ok? Avem piesa aceasta și piesa aceasta care îl prindem cu șurub EP, o miniatură. Nu știu dacă o să funcționeze zoom-ul corect aici, dar sunt la maxim. Și am încercat să prind piesele astea două. Haideți să vedem ce am montat. Sper că e clar. Și acum vom monta acesta în zona asta cu șuruburi HM. Ok, acesta este ansamblul final. Din păcate nu montăm cealaltă rată, fiindcă aceasta este de rezervă.
dar cam așa arată. Și ne vedem în următorul număr cu montajul ultimei roți.